Poftiți la microfonul liber. Bună ziua tuturor. Deci astăzi am venit la microfonul liber, dar microfonul liber era ocupat. Deci s-a ținut un discurs, iar mai multe s-au ținut, da. Mai multe, dar ăsta care a fost ultimul din partea cetățeanului nostru, anume s-a axat pe problemele ce ține de aceste încălcări ilegale care se fac în legislație. Deci, la fel, la rândul meu, eu am să-mi continui discursurile, vreau să spun că acele sentimente pe care le am de ficior al patriei și a neamului, unde în ultima vreme s-a văzut destul de clar, prin intermediul declarațiilor care le-am făcut atât la microfonul liber, cât și pe pagina Partidului Politic Democrația Acasă, cât și a Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova, am relatat și am spus-o de fiecare dată că sunt foarte indignat de acest fapt, când fruntea acestor instituții, fie agenții Mol-Silva, fie Ministerul Mediului, fie întreprinderi silvice, fie ocoale silvice, deci își bat joc cu nerușinare și cu niciun bun simț acești varvari, și cineva mi-a spus că, să nu mai spun varvar, barbari. Deci, ca să fie pe înțelesul tuturor, eu am să folosesc ambele etichete, din cauza că eticheta cea mai frumoasă este criminali. Deci, au un statut de criminali ai mediului înconjurător. Deci, în acest mediu înconjurător, noi facem parte cu toții, toți cetățenii care, conform Constituției Republicii Moldova, și am spus-o de fiecare dată, și am arătat-o, deci este legea supremă a statului și a societății. Și la articolul 37 din Constituție este stipulat expres dreptul la un mediu înconjurător sănătos. Deci eu am făcut și am arătat de fiecare dată aceste articole, ele sunt în strânsă concordanță cu ceea ce trebuie să înturnească această lege supremă a statului și a societății, care nu poate să înlocuiască nicio hotărâre de guvern, niciun ordin, nicio dispoziție sau niciun act legislativ național, precum este Constituția Republicii Moldova. Eu am să revin pe subiectul în cauză. Am purtat acest manual și o să-l prezint în continuare pentru cei care nu l-au văzut sau urmează să ia cunoștință, este Rezervația Natural-Științifică Plaiul Fagului. De ce am venit astăzi cu el în grădina publică la microfonul liber? Să-l prezint, este foarte mult de spus, foarte mult de arătat, având mai mult ca atât o generalizare despre această generație, nu știu, de arbori seculari, și când vorbesc generații de arbori seculari, din start noi ne punem semnul de întrebare să vorbesc de arbori care au fost defrișați de sute de ani, care sunt arbori semințeri, sunt arbori de valoare și sunt arbori de viitor. Deci, mulți stimați internauți, cei care priviți, care urmăriți, de fapt, acest site curaj.tv, curaj.md, deci se fac multe critici, eu iubesc criticile constructive, de fiecare dată să vii oameni teferi, sănătoși, integri din toate punctele de vedere, dar am văzut că vin de obicei și persoane sub acoperire care încearcă de fiecare dată să arunce informații rușinoase, unde lumea în ziua de azi, la această momeală și la aceste minciuni, cade pradă în continuare și este mai ușor și mai credibil o minciună decât un adevăr. Deci noi încercăm să demonstrăm de fiecare dată și să arătăm adevărul. Și am spus că adevărul doare, dar indiferența și mai tare. Deci eu nu sunt indiferent, vin de fiecare dată și vă prezint argumente, probe, dovezi, fapte. În ultima vreme și am spus-o lui Oleg Brega, n-am putut să vin duminica trecută din cauza că am avut o deplasare în serviciu în care activez, în raionul Fălești, n-am să dau denumirea localității, dar am lipsit de la acest microfon liber și am zis că, ca să completez această informație utilă pentru întreaga societate, pentru întreg mediu
fie el academic, fie nu știu ce statut îi dăm noi, dar pentru această pătură care ne-a mai rămas deocamdată intelectuală în Republica Moldova, că de fapt cei deștepți au plecat de fiecare dată, mulți spun, din țară, dar oricum tânjesc după acest meleag, după acest plai, după această țărășoară gură de rai, văd pe la radio plai încearcă să schimonozească de fiecare dată și ne îndrăgească radioascultătorii noștri cu mesajele lor și cu indignările care au loc în țară. Deci, ce vreau eu să menționez astăzi? Să fie clar. Deci, în ultima vreme s-a trimis iarăși o informație destul de rușinoasă și destul de mincinoasă pentru a deruta opinia publică de către acel director al rezervației natural științifice interimar. El este interimar, el e pensionier, dar am să deschid pe telefonul mobil, dacă nu mă greșesc, de la ziarul de gardă din data de 26 aprilie 2020, știrea care a fost difuzată pe pagina ziarului de gardă, dumnealui a fost numit de către acel director general, încă deocamdată, și accentuez, Cojocaru Dumitru, în funcția de director unde a fost suspendat acel Gheorghe Vornicescu. Vornicescu l-a schimbat pe Curoș, uitați, Deleanu l-a schimbat pe Vornicescu și Fidiuș o să vie și o să-l schimbe pe Deleanu. Deleanu, ți-e clar? Uite, bratișca, cum ai spus tu în dialogurile astea și în aceste discuții care ele au fost interceptate de persoanele care au fost alăturate mie, n-am să folosesc acest limbaj de, nu știu, ocazii. Ca să-mi spui mie, bratan, bratișca, trebuie să întrunești niște calități. Și o spun așa de multe puncte de vedere. N-am stat la o masă, nu ne-am schimbat ciorapii împreună, n-am băut nici o cană de ceai sau să mâncat dintre aceeași crincă de pâine. Deci este un mesaj destul de rușinos. Eu n-am să spun discursul ăsta astăzi la microfonul liber pentru a audia cei care ne privesc, cei care ne ascultă, un discurs de ăsta de luare în derâdere. Mai mult ca atât, s-a discutat într-o formă așa mai bărbătească. Unii ți-am dat de înțeles în acel discurs că eu n-am să permit și am spus stop acestor tăieri în rezervații natural științifici, care au arii naturale protejate de stat. Deci, ce ai făcut dumitale după ce noi am fost la Timiliuț, la plaiul Faglu, la fața loc? Ai venit peste o săptămână și ai dat așa o informație pentru dumitale, poate să fie și bombă și pentru acel voi, da? Cu mătrul dumitale, pentru întreaga societate, eu nu știu, aceste programe de televiziune, TV, care au prezentat asemenea știri rușinoase, după mine, dacă ar fi, ar trebui să-și vină să-și ceară scuză, deoarece au plasat într-adevăr o știri eronată, că uitați la plaiul Fagului, deja s-a rupt poarta de la intrare din partea de la Bahmut, a fost întins sau, nu știu, schilodit, nu știu ce cuvinte vreau să găsesc acolo, paznicul de la intrare, s-a împușcat un mistreț, trei au fost răniți. Păi, Deleanu, și cu voi, mai mă priviți pe mine, uitați ce fotografie simpatică aveți amândoi aici. Doi cu mătri, înțelegeți? Uitați aici, ei discută despre niște lucruri care nu le fac cinste și văd că aici voi cu echipat cu mănuși așa Orange, cred că următoarea funcție vei fi acolo portar, storuș la Orange, a? Este fi paznic la Orange, eu ți-o garantez. Dar și ieronat, în informația ce e și ieronat. Ce e ieronat, coleg? În primul rând s-a dus în eroare lumea că ei în continuare să-și poată exercita acele, fără de legi și legalități, unde staie acei arbori de valoare, arbori de viitor, arbori semințeri, arbori seculari. Deci dacă era cu porcul, ați arătat voi mașina respectivă și au văzut toți știrile și n-am să dau decât numeri la Prime, la Pro TV, la TV8, nu știu unii voi ați mai pus, numai că n-ați venit așa cu brațele deschise și cu suflet curat, spuneți, noi am aruncat decât o gogoașă, o minciună pentru a prinde public, pentru oamenii care sunt creduli. Oamenii deștept nu intră într-asemenea plasă. Deci trebuia din start să arăte porcul cel amistriet și cel împușcat. A fost un expert acolo de la asociația asta vânătorilor și pescarilor sportivi să vadă, să arătă amistriet. Ce ați arătat voi mașinile? Le-ați fotografiat de la camere acolo și ați spus cine. Tot un angajat de la Ministerul de Interne care stătea în concediu de maternitate și a mai rămas încă două săptămâni și el iese la lucru și va fi dimisionat. Păi, voi, băi, trebuie să fie rușini. Uite, eu ți-am deschis pe Google pagina
s-a făcut rășfrovcă, așa cum spune desfășurătorul ăsta tău, să vedem dumitale de când ești încălțat, de când ești îmbrăcat, de când ești salariat, de când beneficiezi. Iau și fotografie aici. Ministrul de interne, da? Frasinești. Iau, eu i-am deschis și am dat așa, tot îi scris de la A până la ea. Dar eu am să completez acest CV-ul dumitale cu câte crime ai făcut în perioada respectivă de când ai fost numit în funcția de ministru de interne și ți-ai băgat, nu știu cum să spun, interesele și în acest fond forestier. Că... acuzația cu crimele e foarte gravă, trebuie să o demonstrez. Din cauza pentru a veni, Oleg, crima e o infracțiune foarte gravă. Foarte gravă, corect, dar este, vreau să spun că de ridică, din cauza că, eu accentuez, timp de 11 luni de zile, de la acel atentat cu umor asupra mea, din sectorul Ciocana, unii m-am adresat la toate instituțiile statului, începând de la IGP, Procuratura Generală, Ministerul de Interne, Președinții, deci toate lucrurile astea au stat clare că tu ești implicat. Eu am solicitat și audiență să vin să dau, știi cum spune, ochi cu dumitale. Nu la emisiunea Verde din ochi, dar vii și te-ai întâlnit Fidiuș, uite, ți-o spun așa voi, băi, îmi bat joc de tine în ultimul hal, de toate punct de vedere. Și legislativ, și te pun la plantat ghindă cu Deleanu, băi, îți arăt că ai murdărit imaginea acestui stat. Văd că pe paginile astea scrie că mi-ai lucrat la Institutul de Cercetări Juridice, la Academia de Știință. Păi nu știu, dar nu ți-ai făcut iasă doctor. Mie nu m-a interesat, doctor, tu nu ești. Am văzut că om nu ești. Din cauza că tu încerci pe relațiile astea de cumătriz, să duci în continuare, în derută și în eroare, că uite, un angajat tot al Ministerului de Interne a fost la vânătoare, la acel braconaj, unde au rănit trei porci. Vă ați găsit porcii răniți. Deleanu, și-au mort, uite, nu știu cât nu s-au încălzit afară, ia și-au cată și-au duci ofișorile lui Madalin. Îl duci acolo să-i facă măsa cu o friptură, mai dai vă o metrovcă jos, vă metru spier de lemne, din cauza că nu te leși. Vreau să spun că de aceste gânduri de varvar și în la ziarul de gardă, ca să nu mă abat, era scris clar, că am văzut că și colectivul de la Plaiul Fagului, când a fost demis acel Vornicescu, era scris pe pagina ziarului de gardă, uite, el a fost constrâns, dar de fapt Vornicescu, el nu a vrut să dea nici o declarație. Uitați, ziarul de gardă, eu am deschis că e ușor, scrie numai ziarul de gardă și scrie deodată Deleanu Ștefan. Și apare informația despre dumnealui Iiceană, cum a venit el de la Călăraș, la Plaiul Faglu, unde de fapt el a fost 10 ani de zile pădurar, înțelegeți? Și el a încercat acasă. Totodată, în calitate de director, ar urma să fie numit Ștefan Deleanu, actualul director al întreprinderii Sindici Călăraș, care a activat în calitate de pădurar până în anul 2010 în cadrul rezervației naturale Plaiul Fagului. Potrivit angajatului, numirea acestuia ar fi una de criterii politici. Deci e clar, tu ești pensionier, ai fost la Ungheni, la întreprinderea Silvic, la întreprinderea Silvic acolo discutai prin forme de astea, cum discuta Șor cu Filat acolo despre chiloți și crenguști, voi câte 2, 3, 4 kg de sămânță. Ăștia sunt bani, oameni buni, în limbajul lor codificat, în care discută ei de semințe. Eu nu știu până la cât e la voi nivelul, cum se spune patalocul, urăvne, da? La bani și pe urmă treci la euro sau la lire sterline, dar la bunul simț nici de cum n-am văzut că treceți. Din cauza că te-ai ținut și colectivul aici face destul de clar această descriere, că uitați, acest Deleanu a încercat anterior să scrie pe la diferite instituții ale statului, pe la Curtea de Conturi, pe la CNA, nu știu, era chetrarul atunci. Diferite plângeri, uite, un serviciu ăsta, Taxi Deleanu, m-am întâlnit, să-i dau numele, nu cred că, dar n-are nici o importanță, Iacob Țurcanu, care era la CNA atunci și a venit în teren în urma plângerilor, care asta și-a fost demis totul din funcția de pădurar și te-ai dus la serviciu de pază și protecție la Călăraș. La Călăraș ai plecat la Ungheni, îmblai iarăși cu culioc cu sămânță, unde am auzit foarte multe lucruri rușinoase și eu nu vreau să le dau decât o apreciere negativă, că într-adevăr nu ne trebuie asemenea persoane. În funcția acestor instituții ale statului, fie ele rezervații natural științifici, fie întreprinderi silvici, frate, tot Vasile Pădurar la Timiliuță, acolo la... Nu știu, eu sunt foarte indignat când aud că și nepotul care încă... Tu știi câte informații noi avem? Uite, Costiu, noi nu reușim să ne ducem prin tăti întreprindere silvici, când ne cheamă pe la Rezin, când ne cheamă pe la Cantimir, când ne cheamă pe la Orchei, câteodată nici eu nu știu unde mă duc. Deci? Deci eu atrag asemenea semnal de alarmă, dacă cei trei porci răniți, voi încă nu i-ați găsit, luați-i căutați,
în fauna rezervației naturale științifice. Deci un porc a murit, a? Nu știu ce ați făcut cu dânsul, cred că când ați făcut directorul acela, l-ați mâncat acolo cu jucarul. L-ați întâlnit cu munteanul ăsta, inginerul ăsta care i-aș numește inginer Silvic Șef la Mol Silva. Și nu are nici o tangență cu Mol Silva și eu i-am spus-o și în teren, că e mai emotiv, că cunosc toate detaliile despre acest munteanu, dar el îmi lua și cerșe note pe la colegiul ăsta de ecologie. Gata, nu le place cinste lor. Mesajul meu este destul de clar. Asemenea instituții, eu cred că de leanul tu ți-ai făcut rostul ăsta în viață. Ai fost pădurar până în 2010, director pe tot plaiul ăsta când era județul Ungheniu, fost la Călăraș și la Ungheni, iarăși ai venit la rezervație și pot să-ți spune, du-te și primești pensia acasă, liniștit, așteaptă poștărețul. Dacă vrei un termen cu pedeapsă și eu nu fac amenințări, nu vin cu intimidări, voi încercați să-i întocmiți niște procese verbale astea voi cu deindicații. Nici n-ai cum la... să dai termen cu pedeapsă, că nu ești judecător. Nu judecător, dar ca om, ca cetățean, băi, trebuie să ai bunul să-mi tot ești odihnești, primești pensia. Uite, mai mult ca pe noi, într-o discuție am avut, ai zis că ficta lucrează pe la Curtea Europeană, pe la CEDO, nu știu. Poate e un grifier pe acolo, măcar scoși dosare, niște ață, un act. Chiar tu vrei să-mi bagi joc în ultimul stil, să-ți spun acele discuții care noi le-am avut, atât ale tale, cât și al lui Cojocaru, în direct, aici să-ți fac din nică. Băi, ăsta o stavornicesc un an și patru luni și o plecat rieb, de venit și l-ai scos pe criterii politici, da? Ceala nu a vrut să iei declarații la ziarul, zic, arată că o să chiar n-are și comentarii. Că a văzut că e clar că e presat și-i constrâns. Și vrei să te constrâng cum vrei. Creștiniești, omeniești, din ce punct de vedere tu trebuie să înțelegi că eu nu am să accept la mine în sat, în rădienii vechi, să se taie fără hal această rezervație, unde tu ți-ai mai făcut încă și depozit de masă lemnoasă la punct. Care acolo? Și vrei să le cari cu schinarea sau... Nu poți să înțeleg un singur lucru. Vrei să-ți bat joc să intri în următoarea ediție a rezervației naturale științifici ca un criminal, în tot sens cuvântul, împreună cu Voicu, împreună cu acel perjul de la Ministerul Mediului, cu acel președinte a jucătoriei Ungheni Vasile Șchiopu, cu acel Flori Eduard. Păi și băieți, chiar nu înțelegi că tot în viață plătești, ori mai devreme, ori mai târziu. Ați dat drastic, Fidioș. Uite, bună ziua, eu vă spun, luați-vă valiza, luați-vă culughii și duceți-vă din star și vă ispășiți niște termeni de pedeapsă. De ce accentuiez asta? Din cauza că dacă în timpul apropiat vor avea loc acele schimbări radicale pe care noi ni le dorim toți, să avem un guvern, să avem un parlament funcțional, nu e potenții ăștia, degradații, paraziții ăștia, nu știu cuvinți găți, care ei stau 101 pe spatele poporului, pe interesă, să vândă la un partid, la altul. Băi, Unirea cu România, voi stați la pușcărie, Ideleanu vine primul și te încarcă. Eu personal cu studii din Brașov, din România, vin direct acasă, îți confisc tot idilele cele care le ai și te pun, îți pun la dubă împreună cu Perju, cu Voicu, și cu tot nemernicul ăsta de Cojocaru, care el spune verșul uscat, ce mustrări aspre, băi, la voi trebuie pedeapsă capitală, stați la pușcărie cum se pedepsește în țările europene. Și am spus-o că e în Austria, că e în Germania. În țările europene nu există pedeapsă capitală, nu induce în eroare. Nu, din punct poate de vedere... tânjești după dictaturile interbelice, cum era în România, nu din punct de vedere să fie executat. Nu din punct de vedere să fie executat. Vă deschideți în bază, în partea aceea, vă spun eu, pepiniere, o să vedeți cât de greu crește un arbore și noi îți plantăm pe urmă, dar să fie clar și întrebarea o să fie de bază față de către toți cei care ne privesc și ne ascultă. Încă o dată repet, că se construiește, că e navă cosmică, că e maritimă, că e automobil, că e construcție, indiferent ce, noi ne întrebăm din start care este termenul de asamblare a unui automobil, a unei navi terestre, cosmice, nu știu ce, să exemple să dau ca să conștientizați. Că acești barbari nu și-au pus niciodată întrebarea și în general poate mulți dintre cetățenii care privesc cât de greu crește o pădure, cât suflet trebuie să depui ca să o vezi la un stadiu, la o etapă de dezvoltare. Și ei vin și o taie, înțelegeți, spun că ei fac reconstrucție ecologică. Iar că noi am văzut direct la Orhei, la Teleșeu, cum fugeau cu drujbele în spate, pădurarul a încercat să ne ducă în eroare, acel Macarevici, cum noi spunem, Macovești, toate acestea Vasile, și a încercat să iarăși din nou să ne ducă, știți cum spune cu momeala, că chipurile, uitați, nu se execută nici o lucrare și mai văzut pe ce bornă parcelară. Este clar scris, reconstrucții,
răritură pe 5 hectare și pe primul trimestru și partea cealaltă iarăși 5 hectare pe a doilea trimestru. Păi rușine, de ce? Dacă era totul legal, totul legal, se efectuează niște lucrări în codrii Orcheiului, în ocolul Silvic Teleșeu, unde șef de ocol este fratele lui Poale Lungi. Noi v-am arătat, vreau să spun, că aceste, nu știu, averi, care moșii, care ei și le-au făcut pe banii cu ei, băi, Poale Lungi, Mișa, trezește-te! Timpul cu prostimea lumii, că ai fost la CEDO, nu știu unde ai fost judecător și erai corupt și ai venit în continuare și îți faci tu asemenea averi și bogății, tu ți le faci pe spatele cetățenilor. Ții chiar nu ții clar, băi, tu n-ai obraz. Eu am discutat-o și am spus că acei cană am găsit-o noi de la Shoreland și nu știu ce e acolo. Ați văzut că e stricat. Voi a stricat imaginea, în primul rând, codrilor orheilor, a stricat imaginea acestui fond forestier. V-ați făcut voi plantațiile și alea de nuși. Voi sunteți oameni care aveți un retard mental împreună cu toți acei care voi de fiecare dată îi băgați în anumite doctor, știri. Ești doctor, psihiatru, nu, eu poți spune diagnosticuri cu retard mental. Eu am să termin gândul și am spun de ce retard mental. Din cauza că aceste știri false care ei le bagă, știți ce au început să bagi? Uitați, noi de fapt avem consultații cu Academia de Știință, cu Grădina Botanică. Uite, dar voi sunteți proști. Dar rău de tăt. Eu de ce spun chestiile astea, că sunteți proști rău de tăt când spun de retard mental? Păi nu băgați să mulăriți pe, nu știu, pe Toderaș de la Institutul ăsta de Zoologie. Că ăsta e șinul lui negru, academicianul ăsta care mi-a fost mic conducător la teza. Eu vreau să vin un hâtru de ăsta din silvicultură, de ramura silvic. Indiferent, eu îți spun, unii n-ar absolvi două cuvinte schimb cu dânsul din punct de vedere profesional. Și l-am pus așa cum se spune pe spate, ca la o trântă de cei moldovnească, așa bărbătește. Bă, voi sunteți retardați mental și vă spun, nu băgați încă o dată în asemenea știri și implicați instituțiile astea academici și uitați, ei nu dau autorizație în primul rând. Ei nu au studii competente. Eu vreau să știu cât am activat eu în cadrul Academiei de Știință, Institutul de Ecologie și Geografie. Eu n-am văzut un silvicultor să se apropie de mine competent cu studii, abilitate în domeniu și să poartă o discuție de fapt, uitați, despre ce e pașoportizarea fondului forestier. Despre acel certificat de cadastru, despre ce să discutăm noi, pe când voi băgați asemenea gogonele și minciuni și în spatele vostru, ce ați zis, nu-i creadă, Academie de Știință, acolo au rămas cozele de mături și eu am spus-o teurile, da, șfăbrile, au rămas acolo, voi ați adus și știința pe burtă și ați încercat, ați văzut ce-au mai făcut în ultima vreme și Vladimir Nicolaevici Voroni, el a zis că el se refuză de așa pădurii de la Țăganca, că arenda e mare. Noi știm toate excrocheriile astea, că așa și tu Poale Lungi, este refuz de cei vilă de la Teleșeu și ai să zici, Doamne iartă-mă și vin să recunosc în fața întregii societăți că într-adevăr mi-am bătut joc de țară și de acest neam. Asta eu am vrut să relatez pe final de emisiune și cei care comentează și mă întreabă de fiecare dată că l-ai lăsat pe Marinuța general și te-ai dat cu Costiuc, eu nu l-am lăsat nici pe Marinuța. Nu am aderat nici la Costiuc, nu sunt în relații apropiate nici cu Brega. Eu susțin oamenii sănătoși, susțin mediul înconjurător sănătos. Și dacă cineva, vreau să spun că îmi poartă de grijă și încearcă, că eu am devenit și am spus-o într-un discurs de-a meu că am devenit, vreau să spun că cât mai vizual, cât mai, nu știu, solicitat prin anumite posturi de televiziune, unii se cer, de radio, se cere numărul meu de telefon, eu am rămas încă o dată convins că lumea mă privește, mă ascultă, indiferent că-s pe curaj.tv, că-s pe curaj.md, că-s la democrație acasă, că-s la Partidul Verde, nu contează unde sunt, eu sunt în Republica Moldova, am dreptul conform Constituției Republicii Moldova, dreptul la liberă exprimare și opinie și nu-mi rămâne decât să atrag un semnal de alarmă către toți cetățenii că sunt bineveniți să privească, să asculte, să analizeze, deoarece noi avem ce spune, avem ce arăta. Și toți ne atrag de fiecare dată atenția că, uitați, noi n-am știut, încă nu cunoaștem defăimați. Ați văzut și-a făcut Vasile Costiu cu un telefon. Iacă așa, cu un tripiedis care ține telefonul, au pus pe burtă toate programele de televiziune din Moldova. Cu un simplu telefon, așa ca Oleg Brega la fel, cu un simplu telefon și cu o cameră. Ei, vreau să spun că aduc cele mai noi noutăți, cele mai noi păreri, opinii despre acest vandalism, acest barbarism, aceste crime care se comit asupra
fondului forestier, asupra carierilor, asupra acelor extracții de petrol, asupra acelor mega credite. Voi ați lăsat țara asta pustie, bate vântul pe întrânsa. Dacă uitați, noi avem unii polițiști, s-au dus, e gata, s-au spăriet, s-au împrăștiejește. Ce am vrut eu să spun, avem persoane incompetente și incompatibile cu statutul lor profesional. De aceea, acest semnal de alarmă, eu îl trag destul de conștient și vreau să mă aud în primul rând acea conducere de vârf. Și când spun conducerea de vârf, acea șefă a statului, Maia Sandu, unde în data de 15 februarie eu am participat, vreau să spun că inopinat. De obicei eu fac așa, fără ca să știți cum, să anunță astea la acel parc afgan, unde s-au împlinit 32 de ani de la retragerea trupelor sovietice din acel conflict armat din Afganistan. Acești bravi băieți care au fost luați la coarnele plugului, ei, unii au decedat și au dat viața. Iarăși se apropie acum 2-3 martie, iarăși conflictul armat de pe Nistru. Deci, mai nu știu, pentru ce au decedat băieții ăștia, n-au nicio recompensă, familiile lor. Unii dintre dânsi au rămas chilodiți, au rămas, vreau să spun că e invalizi pe viață. Șefa statului am văzut-o la acest discurs care era cu Zinaida Petrovna, ei era cu bluga în cap. Dacă îi dădea eu coasă, era moarte. Sincer vă spun. Nu ca să fac haz din ecaz, dar toți mă întrebau, băi, eu zic, ce-a făcut această greceană care are așa o pensie de 120 ceva de mii lunar. Vă dați seama? Zic, cred că o șters cu limba pe aici tăti străzăle. Și nu știu, atât de curat și atât de bine noi ne simțim. Eu nu vreau să fac comparații, vreau să spun că denigratoare, dar chiar noi am obosit de asemenea fieță din acest organ legislativ numit Parlament. Niște debili și o repet, Oleg Bregă mă concretizează. Iar te bagi peste oamenii bolnavi de cap și vină oamenii retardați, oamenii debili, să-i bagi în comparație cu niște politicieni. Ascultă, ești un iresponsabil. Eu nu mai primez astfel de discursuri. Eu vorbesc de cei din organul legislativ care ei nu s-au gândit. Deci asta e o formă de manipulare în continuare pentru a sta cu orice înverșunare, dintr-un partid în altul, dintr-o fracțiune în alta, uite în Parlament, ia ca în cuibarul ăsta, ei stau și primesc, vreau să spun că salarii, primesc, vreau să spun că consultanți, consilieri, dar numai la minte n-au consilieri să le facă masaj, nu știu ce să le facă, mașini de serviciu. Înțeles, deci, dacă dumneavoastră mă dezbateți, înțelesul este ce, că noi nu avem nevoie de asemenea clasă politică. Nu avem nevoie de asemenea clasă politică în asemenea instituții ale statului. Și e clar ca bună ziua că în această președinție s-a arătat clar, iarăși de nou, și atrag acel semnal de alarmă, că dacă diaspora a dat acel vot de încredere acestui șef al statului, Maia Sandu, și încă deocamdată nu înțeles că în următoarele legeri parlamentare nu vor avea asemenea număr de voturi din cauza că nu și-au arătat fața lor, nu și-au arătat interesul lor. Știu, când am vorbit cu acel Igor Grosu, când m-am întâlnit la Parcul Afgan și cu acel Mihai Popșoi, vreau să spun că el fiind vicepreședintele Parlamentului, am discutat despre cele tăieri ilegale și am spus, de ce voi n-ați venit ca reprezentant a statului, a poporului, să depuneți o sesizare la Curtea Constituțională? De ce? Din cauza că vouă vă pasă. Eu am spus că dacă în ultimul timp s-au axat pe toate aceste distrugeri, vandalizări, fie că cariere, fie că păduri, în timp apropiat, vedeți că avem farmacii, peste farmacii, stații de alimentare, peste stații de alimentare. Nu știu ce să mai dau ca exemplu, dar cred că de grabă o să fie stații de aer. O să veniți cu butelia, ia ca nene, o să vii, eu își împli butelia cu aer și o să duc acasă. Pe final de mesaj, o spun cu fermă certitudine, fiindcă fiecare deci comentează, final de mesaj, fiecare aveți cum vrea comentează, dar este clar ca bună ziua, că câinele și voi înduceți mie grija, că dacă va veni fidiuș la conducere și nu știu ce, o să vii, că a venit timpul oamenilor bune, așa o spune mai azi, da? O să vii și vă spun, n-am să iert pe nimeni, cred că săriți de mulți el vașii pe geam pe acolo, o să prindă jos, deci nu este decât un semnal de alarmă, că câinele moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Așa că nu-mi purtați de grijă, vedeți-vă de treabă, faceți lucruri frumoase în această țărișoară și aștept cât mai repede integrarea cu țara mamă, România. Și de-ați constați voi la pușcării. Patriat, pe rând, sănătate și o zi bună! Vreau să cunoaște-vă, Oleg Bregă!